Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, din satul Caraurman, județul Tulcea, este unul dintre cele mai vechi lăcașe de cult din delta Dunării. Biserica a fost ridicată în 1875, pe vremea stăpânirii otomane, de către cazacii zaporojeni, care au emigrat în secolul al XIX-lea în delta Dunării. La construcție au fost folosite traverse groase de stejar din pădurea Caraurman. Lăcașul este îmbrăcat la exterior cu o scândură, iar pereții sunt din ceamur, o împletitură de nuiele și stuf căptușită cu pământ. Duminică 27 august, ziua în care s-au împlinit 145 de ani de la sfințirea bisericii, în mijlocul credincioșilor s-a aflat preasfinția sa Visarion, episcopul Tulcii, care a oficiat liturghia arhierească. Ne aflăm în frumoasa dumneavoastră biserică, o biserică istorică care împlinește în acest an 145 de ani de la sfințirea ei. Și iată și localitatea dumneavoastră aniversează 270 de ani de la înființare, așadar generații întregi s-au rugat la altarul acestei sfinte biserici și preoți și credincioși au primit taina Sfântului Botez, taina Comuniei și au fost conduși pe drumul fără de întoarcere către mormânt și către împărăția cerurilor, tot din fața acestui sfânt altar. Să rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos să ne ajute să ne îmbogățim și noi duhovnicește, să dobândim și noi viața cea veșnică în împărăția Lui. Când vom fi împreună cu Domnul, pururea, cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Tesaloniceni, și lăudând pe Dumnezeu în toate zilele vieții noastre, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea aceea de o ființă și nedespărțită, cu siguranță că într-o zi, când vom trece dincolo, vom auzi fericitul glas a Domnului Iisus, care ne va spune și nouă: veniți binecuvântați, Părintele meu, și moșteniți împărăția cerurilor și a gătită vouă de la întemeierea lumii. Aceste bucurii și aceste împărății să ne vrednicească Dumnezeu pe toți pentru rugăciunile Maicii sale, ale Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, hramul și ocrotitorul de 145 de ani al acestei localități și acestei biserici, a Sfântului Fanurie, un sfânt drag nouă tuturor pe care îl pomenim astăzi, și ale tuturor sfinților. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.